Două mașini s-au ciocnit violent luni seara într-o intersecție din sectorul botanic al capitalei. De vină s-ar face unul dintre șoferii care ar fi ignorat culoarea roșie a semaforului. Cei doi conducători auto, unul de 21 și altul de 26 de ani, au scăpat nevătămați. În schimb, o femeie de 46 de ani, care se afla în unul din automobilele implicate în accident, a fost rănită și transportată la Institutul de Medicină Urgentă. Ofițerul de presă al instituției, Dorina Arsene, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune cum se simte victima. În acest caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea exactă a tuturor circumstanțelor. Șoferul care va fi găsit vinovat ar putea fi sancționat și în funcție de gravitatea rănilor provocate persoanei care a avut de suferit.